DOLIU LA CASA REGALĂ A murit prințul Mihail, ultimul nepot supraviețuitor al regelui George al Grecei. Este Doliu în Grecia. S-a stins din viață prințul Mihail al Grecei și Danemarcei. Acesta a murit duminică, 28 iulie, la respectabila vârstă de 85 de ani, potrivit informațiilor publicate de presa Elenă. PRINȚUL MIHAIL AL GRECEI ȘI DANEMARCEI care a rămas în Grecia în timpul dictaturii coloneilor, a murit duminică, la vârsta de 85 de ani. Era ultimul nepot supraviețuitor al regelui George I al Greciei, asasinat în 1913. Este doliu în Grecia. Prințul Mihail a murit la un spital din Atena, potrivit siteului cotidianului Cadimerini, citat de AFP. După moartea tatălui său atunci când el avea vârsta de un an, Prințul Elena a trăit în Maroc și Spania. Ulterior, și-a continuat studiile în Franța. A fost singurul membru al familiei regale a Greciei care a rămas în țară. Prințul Mihail a fost singurul membru al familiei regale a Greciei care a rămas în țară după ce regele Constantin al II-lea a încercat, în 1967, o contralovitură de stat împotriva colonelilor care preluaseră puterea cu câteva luni înainte. După eșecul acelei contralovituri, recele a plecat în exil. Dictatura coloneilor s-a încheiat abia în 1974. Prințul Mihail a publicat, după 1970, zeci de cărți, combinând cunoștințele istorice cu talentul său de scriitor. A abordat cu predilecție subiectele istorice, de la Grecia la Imperiul Otoman. Totodată, este autorul mai multor biografii ale membrilor familiilor regale. Este urmat de soția sa și de cele două fice. Este urmat de soția sa și de cele două ofice. prințesa Olga de Savoia Osta și prințesa Alexandra a Grecei. Prințul Mihail a fost singurul copil al prințului Christopher și al celei de-a doua soție a regelui, prințesa Francoise Doleansa Franței. Tatăl său a murit la doar 51 de ani, în 1940, după o scurtă boală, iar mama s-a murit în 1953, lăsându-le pe principe orfan la vârsta de 14 ani. A studiat științe politice la Paris înainte de a se repatria în Grecia pentru serviciul militar. A studiat științe politice la Paris înainte de a se repatria în Grecia pentru serviciul militar, unde a servit un mandat în garda de coastă elenă pentru a redobândi cetățenia greacă a fost singurul membru al familiei regale grecești care a rămas în țară în 1967, când guvernul a căzut în fața unei lovituri de stat militare de dreapta, după ce nepotul său, regele Constantin, a ieșuat în încercarea sa de a răsturna junta.